Discuțiile în privința parcului și pote continuă. Pe 8 iulie, Comisia Tehnică a Parcului este solicitată de la ora 14 la ședință. Potrivit primarului Ion Lungu, la parcul Șipote se pot realiza lucruri frumoase, precum o mini-cascadă. Acesta mai a adăugat că în comisie fac parte două categorii de oameni. Unii care fac campanie electorală și alții care au orgolii profesionale. Așa cum se știe, în ședința de Consiliu Local de joi, s-a aprobat în Consiliul Local, ceea ce noi am discutat inițial, numai că nu era specificat exact, să se facă temă de proiectare pentru studii de fezabilitate. Și ca atare am convocat pentru data de joi, mâine, la ora 14, la sala de Consiliu Local, am convocat acea comisie tehnică formată din 10 persoane, arhitecți, de la Rom-Silva, peisagiști și așa mai departe, consilierii locali, oameni specializați din primărie. Să avem o primă discuție. Eu nu vreau să le dau idei. Sigur că acolo se pot face niște lucruri frumoase, dar în anumite condiții. Am spus foarte clar. Sunt acele condiționări de la Rom-Silva și de acolo trebuie plecat. O să avem mâine discuții pe această temă. Noi ne dorim ca într-o lună de zile aceste idei care vin de la arhitecți, de la peisagiști, de la cei de la Rom-Silva, toți care vor fi acolo, să prindă contur, să putem face o temă de proiectare pentru studiu de fezabilitate. Logica, am spus-o clar de la început, toată lumea a acuzat primăria că nu se pricepe, nu știe, nu face proiecte. Deși, mă rog, am făcut și noi, eu zic că un proiect destul de bun. Dar asta e situația democrației, ne-am conformat. Ca atare am mers pe această idee, bun. Haideți ca toată, mă rog, știu lumea pricepută în orașul ăsta în ceea ce privește amenajarea parcului și puteți să participe la această temă de proiectare. Și am făcut acea comisie tehnică cu majoritatea arhitecți, peisagiști, din nou spun, de la Rom-Silva, și alte din societatea civilă. Eu cred că deocamdată ne-am vârtit în cerc. 3 luni de zile ne-am vârtit în cerc și după 3 luni de zile ne aducem aminte că noi vrem, de fapt, concurse de soluții pentru arhitectură. Nu vreau să mai comentez, pentru niște hârtii care și nu erau semnate, trimise pe un mail de anumite persoane de acolo, de asta vrem să avem niște discuții, în mod de colaborare, de coordonare acestei comisii. Nu ne amestecăm în treburile lor, dar trebuie să dea dovadă și de eficiență. Deci, în concluzie, mâine la ora 14 vor fi invitați toți cei 10 membri din Comisia Tehnică pentru Parcul Șipote, toți consilierii locali și, bineînțeles, oamenii din aparatul primăriei. Nu este așa ceva, să scoatem la capăt, stați niște, să scoatem la capăt, dar eu încoate spun, acolo sunt două categorii de oameni. O categorie de oameni care vor să facă campanie electorală, da, sunt o categorie de oameni care vor să-l folosească electoral. Și a doua categorie care, mă rog, vor să arate orgolii profesionale, ca să nu spun altfel. Trebuie armonizate, aplatizate oameni de specialitate să-și spună cuvântul și să merge mai departe. Eu o să am o discuție destul de, mă rog, fermă în cursul zilei de mâine. Rămâne acel termen o lună de zile până pe 16 august, o scoatem într-un fel sau altul. Adică nu cred că în 3 luni de zile nu se putea veni cu niște soluții, niște idei în domeniul, nu știu, peisagistic, amenajările acolo, amfiteatru în aer liber, tot ce dorim. Și alte lucruri care se pot face. Adică... Da, nu, e bun, aleile sunt prevăzute acolo, alei, bănci, iluminate, astea clasice. Dar pe lângă asta se pot face niște lucruri deosebite, într-adevăr, pe amenajări peisagistici, pe amfiteatru în aer liber, pe, nu știu, o mini-cascadă. Sunt niște lucruri care chiar se pot face, dar n-am văzut nicio idee care să vină de acolo. Eu cred că oamenii ce au idei de acolo, dar 3 luni de zile s-au învârtit în cer, care e mai tare și care se poate impune și care vine să schimbe ce e stabilit de către Consiliul Local. Да.